Vă salut, prieteni! Când și cum se udă corect castraveții? Când este mai bine a uda dimineața sau seara? Vă aștept cu o abonare, un like, o distribuire, chiar și un comentariu. Castraveții sunt printre cele mai sănătoase legume și cele mai căutate legume care pot fi crescute atât în solarii cât și în grădini. Pentru a avea recolte bogate, trebuie să ai în vedere anumite sfaturi. Fiind legume iubitoare de apă, dezvoltarea naturală a castraveților va fi direct influențată de modul în care se realizează udarea. Cum se procedează? Imediat după prima plantare a castraveților, în solarii sau grădini, este bine să udăm fiecare cuib. Peste un litru de apă. După aceea, mai udăm o dată la 4-5 zile. Înainte de înflorire, acest lucru trebuie făcut o dată la 5 zile. După apariția ovarelor și în perioada de creștere activă a catraveților, udarea se face o dată la 2-3 zile. În solarii. Se udă mai des, mai ales în perioada verii, când zilele sunt caniculare. Udarea se face aproape zilnic. Când se udă castraveții, dimineața sau seara? Este bine să udați și dimineața cât mai devreme, dar și seara după ce soarele apune. Aici rămâne la atitudinea fiecărui grădinar cum vrea să-și ude castraveții în ce perioadă a zilei. Important este ca să fie udați și dacă se poate apa folosită la udarea castraveților trebuie să fie cât mai călduți, adică să nu fie rece. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă postare. Aștept și comentarii și abonări din partea dumneavoastră. La revedere!